Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Secrete de Familie. Suntem din nou în parohia părintelui părcășel Francis de la Iisus, bunul pastor. Bine v-am regăsit, părinte. Bine ați revenit. Evenimente importante în comunitatea dumneavoastră, în parohia dumneavoastră. Avem aici publicația care de fiecare dată o prezentăm, Raze de Speranță, colegul meu. Este foarte interesantă, este dedicată familiei, ceea ce ne prinde bine și nouă, pentru că despre asta discutăm, despre familie, despre cuplu. Și ca să trec un motto aici, viitorul omenirii trece prin familie. Părinte, familia, comunitate de iubire, jertfă și fidelitate. Acordați o importanță deosebită, mai ales că este luna august, unde sunt vacanțele care ne vin frații, confrații sau cum să le spunem, rudele, prietenii din străinătate, vin acasă. Totuși, acasă este acasă și este o lună plină. Da, pentru că de la început am avut această dorință ca să celebrăm familia, nu doar atunci când celebrăm Sfânta Familie, adică imediat după Crăciun, ci și în timpul verii, atunci când vin foarte multe familii, mulți membri din străinătate, se reîntregesc familiile. Și de aceea, în prima duminică sau a doua duminică din luna august, celebrăm familia. Familii care au împlinit o sumă rotundă, zicem noi, de ani, primesc o invitație, celebrăm o sfântă liturghie solemnă, apoi seara, într-un cadru așa mai intim, petrecere împreună cu cei care sunt sărbătorii, dar și cu ceilalți din familie. Așa am făcut și anul acesta. Au fost, sigur, peste 100 de familii pe care le-am sărbătorit, doar că nu chiar toate au putut să vină și atunci au fost doar o parte. Dar sărbătoarea a fost și menținem această tradiție în continuare. Se reîntregește familia extinsă acum mai mult când este concediu și e bine. Trebuie să ne adaptăm situațiilor de astăzi. Avem aici o familie tânără, ați celebrat-o. Este un cuplu de câțiva ani, cu bine închegat, cu copii. Am spus colegul meu înainte de a începe filmările că o să fim 5 persoane. De fapt, suntem 5. Eu n-am știut că este o viitoare cu al treilea copil. Mămică, al treilea copil. Deci suntem 5 persoane, chiar dacă ca numărul 4. Am avut o... Da, este vorba de familia Blăjuț, Gabriel și Cristina, care anul acesta au împlinit 5 ani de căsătorie. Au doi copii. De fapt, împreună au doi copii, iar Cristina va fi curând mămică pentru a treia oară. Ne-am gândit să invităm, pentru că îi cunosc bine, ei au fost implicați în activitățile de la biserică, când au fost în comunitatea noastră, sunt implicați acolo unde sunt acum, în continuare, în viața bisericească și consider că sunt o bună mărturie de credință și de familie și se pliază foarte bine cu sărbătorile pe care le-am avut. De aceea îi invităm, sau invit personal pe ei să vorbească mai mult, începând cu faptul de a ne da câteva date despre ei. Există puterea exemplului. Doamna Cristina, sunt câțiva ani de căsătorie, doi copii, al treilea. În ziua de astăzi putem spune un mare curaj. Majoritatea spun, nu am aia, nu am aia, nu am aia. E greu, e bine? Mai întâi e să vă las să spuneți, sunteți romașcancă? Da, sunt romașcancă. M-am născut aici în Roman. Am activat în această parohie 7-8 ani, cred. În 2010 am plecat, practic, din parohie. După căsătorie ne-am mutat în București împreună. Acum locuim în București. Și
Foarte de atunci Domnul ne-a binecuvântat din toate punctele de vedere și cu copii și cu... Cât are cel mai mare? Cel mai mare are 4 ani, iar mijlociul împlinește astăzi 2 ani. Să vă trăiască. La momentul filmării, da. Vineri, da. 7 august, foarte frumos. Sunt băieți? Sunt băieți, băieți și urmează tot băiat. Tot băiat. Soacră cu 3 nurori, ca să facem... Da. S-au schimbat soacrele, sunt moderne, nu mai sunt soacrele cele acre. Înclin să cred că nu va fi soacra doar cu 3 nurori. Nu se știe ce va aduce viitorul. Da. Siguranță. Sunt niște tineri curajoși care nu se dau în spate de la dărui viața. Chiar dacă trăim într-o lume în care deja unul, doi copii deja pare mult sau așa consideră, ei sunt tineri curajoși, creștini, practicanți, apărători ai vieții, pentru că știu, Cristina a activat și într-o asociație, într-o viață, și atunci cu siguranță nu le este frică să primească de la Dumnezeu toate darurile. De ce București? Domnul este din București? Născut, crescut în București, copilăria undeva prin Moldova, la Nisiporești. Are aici rădăcini. Da, și se pare că locul unde te naști te cheamă, după ce am terminat liceul, am mers să continui studiile la București, iar după ce m-am căsătorit, normal că având viața început acolo, am hotărât împreună cu soția să ne mutăm la București. Toată lumea spune, n-aș trăi în București, este prea aglomerat, este prea complicat, prea... e greu? Bucureștiul e așa cum vrei să-l privești. Da, dar rădăcinile de aici vă stimulează. Da, eu m-am adaptat în București, chiar dacă aveam cu soția... Toți tinerii se adaptează, toți tinerii. Ea s-ar muta oricând de acolo, eu mă simt în elementul meu. E un loc plin de oportunități, unde o familie, mai ales ca a noastră numeroasă, da, atât noi ca părinți avem posibilitatea de a le oferi mai mult, cât și ei ca copii în viitor vor avea un loc de perspectivă de unde să aleagă, unde să se orienteze profesional. Așa cum spuneam părintelui, puterea exemplului. Până la urmă, noi nu judecăm pe nimeni, noi oferim exemple, oameni normali, tineri normali, că până la urmă în viață, de la tinerii căsătoriți. Cum vedeți dumneavoastră viața de cuplu, familie? Viața de cuplu. Ne interesează că... Dacă îmi permiteți, eu aș începe de la momentul în care ne-am cunoscut și poate chiar puțin mai înapoi, pentru că să ajungi să vorbești despre o familie, nu poți să excluzi trecutul ei, cum s-a născut acea familie. Și înainte, s-a născut acea familie. Înainte de a ne cunoaște, culmea, atât eu cât și soția, noi ne rugam, eu mă rugam pentru viitoarea mea soție. Mă rugam ca Dumnezeu să-mi pregătească o soție care să înțeleagă în mod expres aspectul acesta cu a trăi în curăție până la căsătorie. Pentru că trăiam în lume și modelele nu mi erau tocmai concludente. Și atunci, eu, asta era rugăciunea mea. Da? Ca Domnul să o pregătească pentru mine, să aibă El grijă de mine. Nu o cunoșteam, nu știam cine va fi, dar obișnuiam să mă rog pentru ea. La fel și eu, cred că vreo 2 ani înainte să ne cunoaștem, mă rugam în fiecare seară, Doamne, te rog, ai grijă de soțul meu acolo unde este și te rog, dă-mi un soț care să mă iubească și pe care să-l iubesc cu adevărat. Asta era rugăciunea scurtă în fiecare seară și se pare că Dumnezeu mi-a auzit rugăciunile. Și deși modul în care ne-am cunoscut n-a fost unul tocmai obișnuit, pentru că noi ne-am cunoscut pe mijloacele de socializare, pe internet, pe Mirc, forma primitivă a Messengerului de astăzi. Și cu toate că ne-am cunoscut pe Mirc, ceea ce de la bun început a făcut să fie specială relația noastră. Eu obișnuiam, când discutam cu cineva pe Mirc, discutam o zi, două, câteva zile, apoi ne întâlneam. Cu soția a fost altceva. Au trecut câteva luni bune în care, efectiv,
nici nu știam cu cine stau de vorbă, dar simțeam că ceva e acolo. Pentru generația mea este uimitor ce îmi spuneți. Acceptăm mai greu. Ne-am întâlnit într-un final, după câteva luni de discuții pe internet. Și în momentul în care am plecat de acasă, mi-aduc aminte că am simțit. Era prima dată când mă întâlneam cu un băiat pe care nu-l cunoșteam. Eram în clasa 10 atunci. Și s-a născut în mine întrebarea, cum ar fi să-l întâlnesc acum pe viitorul meu soț? Și am plecat cu această întrebare la întâlnire. Întâlnirea a durat cam 2 ore. După 2 ore de discuții, amicale, ce puteam discuta? La sfârșit i-am spus un lucru pe care l-am simțit profund în inimă atunci. Tu nu ești ca celelalte fete pe care le-am mai întâlnit. Din momentul acela am simțit că ceva e, ceva s-a născut. Și pe parcursul a 4 ani de zile în care o parte am fost împreună în Roman, o parte am fost unul la București, unul la Iași, am construit împreună cu domnul o relație la distanță, care n-a fost de cele prietenie. Mai multe ori. De prietenie, da. De prietenie, amiciție. De amiciție. De ce subliniem lucrul ăsta? Pentru că noi ne dăm seama că privind în urmă, a fost foarte important să ne cunoaștem așa cum suntem noi, fără măști, pentru că atunci când ești implicat într-o relație, tinzi să încerci să dai bine, să seduci, să cucerești pe celălalt. Mulțumim lui Dumnezeu, noi am fost feriți de lucrul ăsta pentru că am plecat din start pe ideea de buni prieteni. Ați adoptat momentul normal. Astea-s relațiile normale. Și în timpul acestei perioade, mi-aduc aminte că ne sunam foarte des când aveam nevoie, auzi, roagă-te pentru mine că am un examen greu și nu știu cum o să mă descurc. El mă suna, roagă-te pentru mine că am nu știu ce problemă. Și eram tot timpul așa apropiați și simțeam că... Dar sentimentele astea înainte de a vă cunoaște pe internet erau, simțeați că sunt aceleași? Exact. Sau când a fost... Face to face. Înainte de a ne cunoaște pe internet, nu era nimic, pentru că nu înainte de a ne întâlni. Înainte de a ne întâlni, spuneți noastră. Da. Conversațiile pe internet. Erau pur amicale. Era ceva în inimă, pentru că dragostea nu se naște bătând din degete. Da? Se înfiripă ca ceva acolo în inima ta care simți că îți dă viață și te face să plutești când ești lângă celălalt. E un lucru care noi așa am simțit, că s-a născut pas cu pas. Și mulți zic că dragostea după 3 ani se duce. Noi avem... 3 ani și o zi, colegă. Ei, noi avem 5 ani. Pentru că e vorba de ziua unica zi de după da, cei părinte, 3 ani. Da, părinte, am mai avut... Potrivești. Vreau să vă întreb dacă ați avut vreodată un moment în care să vă îndoiți că sunteți unul pentru celălalt. Fie înainte, fie după căsătorie. Nu. Noi credem că... Dacă două persoane sunt împreună și ajung în fața altarului, nu ajung acolo pentru că ele și-au doar pentru că ele și-au dorit, ci dincolo de dorința lor, nu ne place să credem că ajung acolo pentru că Dumnezeu le-a vrut acolo. Și pentru că are un plan. Și pentru că are cu un ei plan. Împreună. Și da. Și dacă de la bun început noi am plecat cu ideea asta că dacă suntem împreună, suntem pentru că Dumnezeu ne-a vrut împreună, din start nu concep nici măcar ideea de a mă gândi că se poate altfel fără sau există ceva mai bun dincolo de. Sunt și tineri care ajung în fața altarului la fel de convinși și vedem că după căsătorie deja, sau la o perioadă după căsătorie, deja aleargă după notar, după avocat. De ce? Pentru că nu l-au pus pe Dumnezeu pe primul loc în familia lor, în viața lor. Nu au, poate, nu știu, mă gândesc că le lipsește o viață de rugăciune personală, în cuplu, în familie. Ce rol are Dumnezeu, credința, în viața voastră de familie? În primul rând, la nivel personal, pentru că de acolo plecăm, până ajunge la nivel de familie, dacă eu, ca tată, ca soț, da? nu găsesc un echilibru, un,
un punct de reper, da, o referință în Dumnezeu. De ce zic în Dumnezeu? Pentru că noi ca oameni avem nevoie să fim, da, căutăm sprijin, să fim susținuți, căutăm, nu știu, să găsim undeva un echilibru, da? Și experiența vieții ne-am dat seama că doar ținând aproape de Dumnezeu, pentru că noi de timpuriu, da, am mers aproape zilnic la liturghie, și dincolo de faptul de a merge la liturghie, un lucru important pentru care noi ne dăm seama că de acolo se naște seva de a fi întâi un bun creștin și un om cu coloană vertebrală, a trăi sacramentul Euharistiei. Ca creștini, noi acolo simțim că e punctul culminant, pentru că dacă eu sunt un bun creștin, sunt și un bun om. Și un bun, da? Tată. Și un bun tată, soț. Un bun soț. Sunt, și noi am, Dumnezeu ne-a dat să experimentăm parcursul acestor 5 ani de căsătorie în momente dificile, în momente de cumpănă, în momente în care, știți cum e, că într-o familie doar în povești lucrurile sunt roz. O viață de familie îți expune multe, multe situații. Rutina, grijile vieții, oboseala de peste zi, lucruri peste care nu am fi reușit să trecem, da? Dacă nu am fi învățat de la Dumnezeu, da? Iubirea de aproapele, răbdarea, umilința, pentru că nu poți învăța un lucru dacă nu ai un model. Aveți tensiuni în viața de familie? Ca în orice familie. Și cum le depășeți? Cu răbdare. În general, dacă avem un conflict așa între noi... Pleacă de la copii, bineînțeles. Și de la copii. Și de la copii. Da, și mai de ales la... după ce am venit copii, sunt și de la copii. Dar și de la noi. Încercăm să ne retragem câteva minute, fiecare în colțul lui, ne calmăm și apoi reunim familia și discutăm amical despre ce s-a întâmplat și apoi ne cerem iertare dacă e cazul fiecare unul și mergem mai departe. Totul e un lucru de la capăt. Dar noi sesizăm că e foarte importantă comunicarea. Comunicarea, să spui celuilalt ce te deranjează, ce te doare, nu considerăm, da, nu considerăm o oportunitate sau o soluție de a tace și de a înghiți, adică de a te retrage. Nu. Tonul cu care e foarte important tonul și da. Cuvintele trebuie alese foarte bine, ca să nu rănești, să nu acuzi, să nu judeci. Dar când iubești pe cineva, poți să-l rănești? Câteodată da. Orgoliu e mai puternic decât iubirea. Da, și atunci e nevoie de timp, tocmai de a crea liniște în inima ta, pentru că nu poți să dai ceea ce nu ai. Ești agitat, agiți. Ești liniștit, aduci pace. Mai sunt orgolii când te căsătorești, dacă nu-i desparte nimic? Suntem oameni, nu suntem nici roboți. Și eu cred și consider că tocmai orgoliile acestea, tocmai micile tensiuni care apar într-o familie, puse în lumina lui Dumnezeu și trăite în iubire, da, cu garda jos, dispus să renunț la ideea de a avea tu dreptate, de a te bate cu pumnul în piept că tu știi ce e mai bine, lucrurile astea zidesc. De aici se naște unitatea familiei. Lucrurile astea apropie cel mai mult. Tocmai din tensiuni depășite, tocmai din situații conflictuale, da, rezolvate și privind cu seninătate după. Și ajungem câteodată, da, apare o situație, da, ne ciondănim, ne dăm seama, băi, stai puțin și începem să râdem amândoi ca doi copii și zicem, unde suntem, da, chiar... În articolul din revista Familie, Comunitate, de iubire intenționat am pus și jertfă, tocmai pentru că viața de familie fără jertfă nu există, pentru că odată ce ajungi, te căsătorești, nu devii celălalt. Gabriel nu devine Cristina și Cristina nu devine Gabriel. Rămân două persoane în continuare, dar două persoane care caută să-și armonizeze viața
bineînțeles că loziți de Domnul deja cum au amintit. Și atunci trebuie să renunți puțin la tine pentru ca să-i dai spațiu și celuilalt. De aceea viața de familie este jertfă. De fapt, spuneam în acel articol, tocmai pentru că tinerii, copiii de astăzi, nu mai sunt educați în acest spirit de jertfă, de renunțare, de post, părinții le doresc orice, fac orice pentru ei, de aceea când ajung să se căsătorească, neștiind să se mai jertfească, atunci normal că apar problemele, orgoliile, egoismul, mândria, bineînțeles, de aici se ajunge fără doar și poate la certuri și la cea mai grav. Totdeauna spunem cel mai deștept cedează, da. Ca să facem o glumă. Aș dori să mergem mai departe și să vedem în acești 5 ani de căsătorie care este cel mai fericit moment din viața voastră și cum l-ați trăit, care este cel mai greu, trist moment și cum l-ați depășit sau cum vă gândiți să-l depășiți. Să începem cu lucrurile frumoase ca să prindem elan și să ne împodmolim cu lucrurile mai puțin frumoase. Practic, privind în urmă, sunt multe evenimente frumoase prin care am trecut împreună ca familie, dar cel mai concludent pentru noi a fost momentul căsătoriei, pentru că a fost un moment așteptat. Un moment în care, efectiv, noi, păstrându-ne pentru căsătorie, da? Trăind în curăție până la căsătorie, a fost un moment pe care noi l-am așteptat. Și nu doar atât, când pui viața ta în mâna lui Dumnezeu, e imposibil să nu te bucuri. De ce vă zic lucrul ăsta? De obicei, când pregătești o nuntă, da? E agitație multă, e multă bătaie de cap, trebuie să organizezi, să pui toate cap la cap. Într-o săptămână ne-am organizat aproape toată nunta. În ziua nunții, noi ne-am rugat să ne dea Dumnezeu harul de a ne bucura de ziua aia. Da. Și vă spun sincer că în ziua respectivă, deși au apărut pe parcurs probleme, eram chiar la ea acasă să o iau și mă sună de la restaurant, avem o problemă, nu ne ajunge nu știu ce. Fie. Ce pot să fac? În ziua aia, deci efectiv, ne-a dat Dumnezeu harul de a ne bucura de momentul nostru, pentru că așa l-am simțit. Un moment al nostru, o zi a noastră. Liturghia a durat 2 ore. N-am simțit când au trecut, atipic liturghiilor romano-catolice. În contextul în care o liturghie cu căsătorie durează maxim o oră. Dar a fost efectiv răbdare. Un moment de har. Nu știu dacă a fost răbdare, să știți. Noi n-am simțit. Pentru noi a fost pur și simplu binecuvântare. Har. Efectiv har de la Dumnezeu. Apoi și petrecerea ce a urmat după. Am simțit că e evenimentul nostru. Ne-a dat Domnul Haru să ne simțim, dar nu vorbesc aici din orgoliu sau din mândrie, să ne simțim în centrul atenției. Dar ați văzut cum e, ca căsătoria. E un lucru pe care îl faci odată în viață. Da? Lucrurile care se întâmplă odată în viață sunt unice și îți rămân acolo, în inimă, ca o amintire, cu ceva. E, Dumnezeu ne-a oferit în ziua aia nu doar o amintire, mult mai mult decât o amintire. Cel mai fericit eveniment. Exact, cel mai... Asta a fost cel mai fericit eveniment. Despre cel mai trist o să vorbesc eu. Acest eveniment a avut loc acum câteva luni, când am aflat la una din ecografii, la sarcina pe care o port, că sarcina a fost gemelară și că a rămas doar unul. Și cel care a rămas are o malformație cardiacă, incompatibilă cu viața. Dar și chiar ne s-a propus să trebuie să faceți avort, că n-are rost să vă chinuiți. Și am spus nu. Noi mergem înainte, Dumnezeu poate să facă minuni până atunci și chiar dacă nu fac minuni, așa cum așteptăm noi oamenii să îl vindece și să fie un copil sănătos, Dumnezeu are un plan cu el, oricât ar fi el de mic și de neînsemnat și chiar dacă ajunge, nu știu, să trăiască și 5 minute după ce se naște, îmi doresc enorm
să-L botez și să fie un fiu al lui Dumnezeu. Asta este ceea ce ne dorim cel mai mult în acest moment. Noi credem în continuare și sperăm că Dumnezeu poate să facă minuni, dar luptăm pentru viață și vrem să fie asta un exemplu și pentru cei care ne urmăresc, pentru că mult prea mulți copii sănătoși mor pentru că medicii spun că n-au nicio șansă. Era o statistică îngrijorătoare, extrem de îngrijorătoare, pe care am văzut-o zilele trecute în România din 1958, pe când se face statistica vieții, avorturilor, și până în 2011 în România sunt numai puțin de 21,7 milioane de avorturi. Și e vorba de o statistică oficială, pentru că știm că până la Revoluție avortul era interzis și multe avorturi clandestine au fost făcute, iar după Revoluție clinicile particulare nu sunt obligate să raporteze la Ministerul Sănătății toate acestea. Din punctul meu de vedere, faptul că României îi merge foarte rău astăzi, aceasta este una dintre cauze. Este prea încă multe, Românie moartă. Prea multe, încă Românie moartă. Prea multe vieți moarte, distruse, ucise. Și pentru ce? Pentru comoditate sau poate alții dintr-o spaimă, dintr-o frică, din needucație. Zicem, sunt foarte multe motive, dar niciunul nu este justificat. În concepția voastră de tineri, ce este viața? Un dar de la Dumnezeu. Răspuns simplu. Da. Și atunci, automat, dacă este dar... Nu pot să refuz un dar de la Dumnezeu, nu pot. Adică ar fi ca și cum cineva ar veni de ziua ta și ți-ar da un cadou și ai spune, pa, ce-i cu cadou ăsta? Altul n-ai găsit? Adică, nu știu, și viața unui om e mult mai importantă decât orice cadou. Atunci, câți copii vă doriți? Îmi permit să fac o glumă. Înainte de a ne căsători, nu ne cunoșteam foarte bine. Era la început, când încă eram amici. Eu am zis, mă, dacă o fi să ne căsătorim, măcar 3 copii acolo, facem și noi. Timid eu, la care ea pune mâinile în șol, se uită urât la mine și îmi zice, Gabi, minim 5, maxim 12. Înainte de emisiune, înainte de a veni, chiar vorbeam că au, se gândesc în perspectivă că o să aibă nevoie de un microbuz. O mașină mai multe locuri. Nu mai sunt probleme. Când ați spus, a spus grijile vieții. Părinte, grijile vieții, până la urmă, libertatea. Este libertatea care fiecare își face viața cum dorește. Cum... Noi nu facem aici, spunem adevărul lucrurilor pe nume. Ce a dispărut de s-a ajuns aici? Totuși, 21 de milioane de avorturi, în cele mai multe după Revoluție. Asta spune ceva. Se vorbește despre România că este o țară creștină. Dați-mi voie să cred că nu este tocmai așa. Poate că mai degrabă suntem o țară plină de superstiții sau de așa zise credințe, dar nu de o adevărată credință. Credință care îl pune pe primul loc clar pe Dumnezeu. Deja cum spuneau, darul, viața este darul lui Dumnezeu. Dacă omul nu este conștient, se pune mai presus pe sine decât darul lui Dumnezeu, decât pe Dumnezeu, atunci normal că viața din pântec nu e ceva mai decât ceva mic acolo, se poate foarte ușor. Plus și mentalitatea sau presa, n-aș putea spune numai decât că este o conspirație din partea cuiva. Sper. Dați-mi voie să cred că nu este o conspirație, că atunci este grav. Ci pur și simplu, omul nu are această cultură, această credință în suflet, că tu nu ești proprietarul vieții, că viața este darul lui Dumnezeu, că doar Dumnezeu este cel care dă viața și cel care, la timpul în care el crede, poate să ia viața. Și atunci, dacă eu nu cred în Dumnezeu, nu mi-este frică de Dumnezeu, atunci pot să fac ce vreau cu viața mea. Dar de unde viața ta? Pentru că viața nu este a ta.
Viața este darul lui Dumnezeu. Oricât ar încerca un om să dea viață, nu va reuși dacă nu este darul lui Dumnezeu. Se vorbește acum de fecundare in vitro, în copii, neprubetă, tot felul de lucruri legate de viață. Până și acolo, tot Dumnezeu este Cel care dă viață, nu este omul. Chiar dacă omul manipulează sămânța, chiar dacă omul încearcă el să facă, să găsească omul perfect, până la urmă, originea vieții este la Dumnezeu. Ori cred că în țara noastră, deși se vorbește că suntem o țară creștină, avem multe biserici, avem oameni care merg la biserică, da, dar care este profunzimea credinței? De multe ori mergem la biserică doar pentru ca să nu ne bată Dumnezeu sau ca să nu ne vorbească satul, sau mergem la biserică pentru că suntem conștienți de darurile pe care am primit, că nu suntem nimic fără Dumnezeu, deja tinerii au amintit lucrul acesta, și că este normal ca în viață, viața să ți-o plătești pe Dumnezeu. Dacă n-ar fi Dumnezeu la origine, deci atunci când ne este greu, automat ne gândim la Dumnezeu. Când trecem printr-o încercare, repede ne gândim la Dumnezeu. Când este un necaz, repede încercăm să găsim un refugiu. Când ne este bine, când ne merge bine, când suntem sănătoși, practic nu ne gândim la Dumnezeu. Ori cred că aici ar trebui, pe lângă educație, pentru că e clar, sistemul educațional în România este aproape la pământ. Pe lângă educație, e importantă și această educație în credință. Părinte, dar până la urmă, cum spuneam, există libertate. Fiecare își construiește viața așa cum dorește. Vor un autobuz întreg, e problema lui. Ar trebui să ne schimbăm mentalitatea, atâta rău cât eu, cuplu, nu fac rău nimănui. Nu îl judec cui, când și cum se închină, dacă se duce sau nu la biserică. Dacă acel om mie nu mi-aduce niciun afront, mă respectă, la rândul meu și eu la fel. Dar parcă în lumea de astăzi, nu știu, nu mai apărăm, nu mai acceptăm ce este al nostru, împrumutăm din altă parte? Da, vedeți, influențele din exterior erau inevitabile. Au mers foarte mulți. Au venit brusc peste noi? Au venit brusc și noi eram foarte pregătiți. Noi aveam un mod simplu de a trăi, aveam viața noastră simplă. Dintr-o dată, tradițiile noastre. Da, dintr-o dată au venit și au venit toate, am putea spune, din Occident. Acolo poate că au intrat pe parcurs încă un obicei, încă un obicei. Noi am fost ținuți pe loc, să zicem așa, de regimul comunist și dintr-o dată s-au deschis porțile, au plecat ai noștri dincolo și au înțeles așa zisa libertate, dar de fapt este vorba de libertinaj, că e voie și una și cealaltă și cealaltă. Și atunci poporul acesta, după 50 de ani de comunism, s-a trezit cu așa zise libertăți pentru care nu erau pregătiți. Și atunci toată această debusolare îl face pe omul de astăzi să nu știe încotro să ia, să nu mai știe care sunt valorile, să aibă impresia că doar el contează sau pentru ca el să reziste, trebuie să îl calce în picioare pe celălalt. De fapt, pe undeva aș spune că există o porțiune de junglă în România și știm că acolo în junglă animalele se luptă pentru supraviețuire. Da, dar se respectă măcar. Da, din păcate acolo animalele nu ucid decât pentru hrană. Din păcate, dacă privim la România, cele peste 21 de milioane de avorturi nu au fost pentru hrană. Și nu am putea spune că România este săracă. Da, sunt persoane sărace, dar avem suficiente resurse, noi ceilalți, care putem să întindem o mână. Nimeni nu spune că vom hrăni toți săracii sau că vom reuși să ajutăm toți săracii din țară. Dar dacă o singură familie a reușit să aibă grijă de un singur sărac în țara asta, eu zic că ar dispărea mai mult și din sărăcie, apoi
am profitat de ocazia aceasta că am putea și să educăm atât. Nu generalizăm, dar de multe ori se refuză și acest ajutor. Le este bine. Aici intervine educația. Aș vrea să aflu de la cuplu, totuși doi copii imediat, unul după altul, familia extinsă, cu bunici, cu cum vedeți rolul bunicilor în viața? Mama ta nu a avut... duc copilul la mama ta, duc copilul... Noi că sunt... spunea că vacanțele le petrecea la Nisiporești. Rolul bunicilor. Pentru că noi vrem să ne creștem, și eu sunt bunică, mamă, noi vrem să ne creștem noi copiii după noi. Educația primită, îmi stricați copiii, mai pe scurt. Glumente, nu generalizăm, nu. Mediatori, așa spun. Rolul bunicilor este de mediatori. Noi mulțumim lui Dumnezeu, nu ne-am lovit de problema asta. Ne-am fi dorit uneori să fie bunicii pe lângă noi. Distanța. Noi suntem la distanță. Da. Noi fiind la București, practic, acolo a trebuit chiar să... Chiar i-ați crescut singur. Să-i creștem singur. Crește. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat oportunitatea asta de a nu avea bunicii lângă noi. De ce vă spun? Nu vreau să mă înțelegeți greșit că nu apreciez valoarea unui bunic și ajutorul pe care el îl poate oferi unei familii. Dar, deși obositor fiind, da, poate mai antrenant, să ne ocupăm doar noi de creșterea și educarea lor, lucrul ăsta ne-a maturizat și pe noi și a făcut să crească mult mai profund relația dintre noi ca părinți și ei ca copii. Dincolo de principii și de felul în care eu aș vrea să mi-l educ, eu vă spun un lucru din perspectiva mea de părinte, da? Că un copil nu are nevoie de multe lucruri. Da? El ce are nevoie știe să ceară și o cere în diferite feluri. Tu ca părinte trebuie să știi să-i oferi așa, în așa fel încât să-i facă lui bine. Da? Și ce cere copilul de obicei cel mai mult? Iubire, atenție. Nu neapărat, și aici părintele vorbea la un moment dat, da, de a-i oferi copilului, de a-i pune totul la dispoziție. Noi am observat la copiii noștri un lucru foarte interesant și asta ne-a motivat de a merge înainte pe pedagogia asta, că copilului, da, deși el îți cere, da, tu ca părinte ai capacitatea de a fi selectiv și de a-i oferi lucrurile alea care cu adevărat îl ajută, da? Să-i pui la dispoziție orice îl face leneș și comod. Și unde ajunge substratul pe care eu îl văd în ideea asta de a-i oferi copilului orice, da? Te îndepărtezi tu ca părinte de el. Pentru că el ce face? Te șantajează cu cadou, da? N-a primit iubirea de care el are nevoie, pentru că unui copil, dacă mi-e sete, beau apă, da? Copilul i-a fost sete, eu i-am dat o foaie. Nevoia primară i-a rămas de iubire, da? Eu m-am spălat pe mâini că i-am dat cadou. Dar, în timp, se creează o ruptură între mine și el. Și apoi crește mare și mă întreb, măi, dar cât a fost mic, a fost cu minte ascultător, acum nici nu mă mai bagă în seamă, nici nu se mai uită la mine. Și câte am făcut pentru da? El. Da, și câte am făcut pentru el, câte sacrificii. Dar, de fapt, n-am făcut ceea ce era cel mai important. Suntem judecați părinții că părintele Chelaru spunea, îl dau exemplu, că nu-i rău să facem tot ceea ce, că asta este până la urmă familia, părinții sunt, dar totul cu măsură. Este bine în familie, dar când pleacă anturajul? Eu vă zic un lucru, e ca și o școala, casă. Da, colegii, prietenii. Spuneți dumneavoastră, ați intuit bine, practic, jungla în care va ieși. Dar e ca o casă construită. Dacă e construită pe o temelie solidă și el pleacă, da, cu o bază spirituală, morală și cu o demnitate de om, da, cu cei 7 ani de acasă, să le zicem? Nu mai sunt. Mie îmi place să cred că ăștia, pentru cine vrea să îi ofere copilului, îi oferă. Da? Deci el când pleacă cu un suport, oriunde s-ar duce în viață, oricare ar fi situația în care el ar intra, da?
va avea unde să se întoarcă. De ce vă zic? Un copil, da? A crescut mare. A intrat într-un anturaj cu droguri, cu, nu știu, cu, să zicem, cade în patima alcoolului. Orice, orice. Da? În momentul în care el ajunge la punctul culminant, în care zice, băi, ajung la disperare sau nu știu ce să mai fac, nu știu încotro să mă mai duc sau merg înainte cu patima care am apucat-o. Un copil care are, da, un punct de reper în urmă, zice, stai puțin, eu totuși știu că părintele meu, tatăl meu, mama mea mi-au spus altceva. Și e o altă variantă pe care tu ca părinte, da, eu ofer copilului tău. E o chestie de perspectivă în viitor. De ce? Am o listă de priorități, da? Am încercat asta ca să fiu fericit. Nu sunt fericit. Am încercat a doua chestie de pe lista mea care credeam că mă duce la fericire. Nu sunt fericit. Și undeva jos acolo, da, e lucrul ăla pe care părintele i l-a spus. Să zicem, 5-7 ani de acasă, da? Dacă nu-i, sau, da, implicit, fără Dumnezeu nu există 5-7 ani de acasă. Dacă la momentul potrivit părintele nu ar fi scris acolo, chiar dacă e la coada listei, e ultimul, da? El tăind, ajunge la ăla. Dacă nu era scris acolo ce au pus părinții, ce au sădit părinții, el nu are alternativa de a se redresa. Deci e o alternativă, eu așa o văd. Un copil, indiferent unde se duce, ce face, dacă are alternativa aceea acolo jos, e o șansă. Și restul e în mâna lui Dumnezeu până la urmă. Noi ca părinți nu avem nicio putere. N-am cum să controlez, n-am cum să impun. Cum vedeți peste 20 de ani, adică la jubileul de argint? Provocatoare întrebare. Pregătiți sponsorizare, părinte, cu, dacă copiii, știți, cu microbuzul pentru... Rezolvăm. Am deja pus deoparte câteva rugăciuni, așa că nu e nicio problemă. Și părintele subliniază bine. Noi experimentăm un lucru. Mă bat puțin de la întrebarea pusă de părintele, dar consider că e important de menționat. La noi, da, situația financiară e una medie. În momentul în care nu aveam niciun copil, n-am pus problema. Am zis, măi, vine un copil, ce facem? E un singur salariu, avem chiria de plătit. Omenește vorbind, am zis că e imposibil. Financiar vorbind. A venit primul copil, Dumnezeu a avut grijă să aibă tot ceea ce el are nevoie. Și nu e pentru că eu m-am dat peste cap să fac nu știu ce. Nu e că eu m-am plâns în altă parte să zic, măi, nu am, nu. Nu, efectiv, Domnul dă ploaie la vreme potrivită. Bun. Și Dumnezeu lucrează prin oameni. Corect. Dar când a venit al doilea, sunt treburile casnice, sunt, adică într-o familie modernă. Trăim într-o lume modernă. Vasul ăla nu l-ai spălat, tu... Adică... La capitolul ăsta pot să spun, pot să-i mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat un soț minunat, un soț mai mult decât aș putut eu să cer Domnului vreodată. Mă susține foarte mult, mă înțelege, dacă sunt singură cu copiii toată ziua și, nu știu, sunt alte treburi și nu reușesc să spăl vasele sau nu reușesc să gătesc, vine el obosit de la muncă, pune mâna și spală vasele, hai să vedem ce gătim, repede să mâncăm și mergem mai departe. A doua zi mă străduiesc să mă pun la punctul cu treburile casei și să nu-l mai solicit pe el. Cam așa funcționează la noi și noi mergem pe principiu, prefer să dau copilului ceea ce are nevoie și să las curățenia și să las vasele și să le fac eu când pot, seara, târziu, noaptea sau a doua zi, dar copilul să se culce mulțumit, fericit că a primit de la mine ceea ce avea nevoie. Dragostea și timp. Atenție pentru de care are nevoie un copil. Nu-mi vine a crede, părinte, pentru că, în general, tinerii din azi, repet, libertatea fiecare, au alte opțiuni, se gândesc. Vedeți, de aceea, într-un fel, am dorit ca acești tineri să îi propunem, nu numai decât ca model, ci ca o alternativă.
normalitate, părinte. Se poate și altfel. Trăim într-o lume în care femeia nu mai este casnică. Femeia lucrează. Dar nu e rău. Nu este rău deloc. Tocmai de aceea trebuie să schimbăm un pic și mentalitatea. Bărbatul nu mai este cel care vine acasă, femeia pune de mâncare, ia berea, se duce la televizor și așteaptă, din partea soției să facă orice. Nu. La ora actuală, atât bărbatul, cât și femeia au aduc în casă egalitate și atunci trebuie împreună să se ajute unul pe celălaltul să-și preia din atribuțiuni. Dacă soția, mai ales lucrează și ea, sau sunt 2-3 copii, nu înseamnă că celălaltul trebuie să vină și să-i se pună totul la dispoziție, ci preia și soțul, preia din atribuțiuni. Pentru că asta, cu ghilimele, derivarea asta, o zi întreagă, 24/24, cu doi copii acasă și faci și treburile casei și educația și curățenia și toate, nu este foarte ușor. Nu se poate spune că femeia stă acasă și bărbatul, când vine obosit la serviciu, trebuie să-i oferi totul. Și din contra, eu le-aș spune bărbaților care merg cu această mentalitate, stai măcar 2-3 zile, stai cu ghilimele de rigoare, cu copilul 24/24 acasă, să vedem dacă te mai plângi de soție că a stat acasă. Recent văzusem că un american cu foarte mare dragoste de soție a calculat cam cât ar merita soția care este casnică, care crede, a născut copiii, care le face de mâncare, care face curățenie, cam cât ar merita pentru acest serviciu neplătit. Și el a ajuns la concluzia că undeva la aproape $75,000 pe an ar trebui această soție să primească. Pentru că se gândea 8 ore pentru copii, 8 ore pentru curățenie în casă, 8 ore pentru mâncare și toate celelalte și educația copilului. Și atunci când faci un calcul, dacă ai plăti fiecare persoană, fiecare femeie pentru lucrul acesta, cu siguranță ar trebui să plătești mai mult. Sigur, poate că este un pic exagerat, deși aș spune că nu, că faptul de a fi mamă este într-adevăr un lucru greu, de fapt o zic eu care nu sunt mamă, un lucru greu, dar în același timp frumos. Iar aici, cu siguranță, îi pot. Da, pot să confirm. Eu vă mulțumesc. Timpul, ați văzut ce repede a trecut. Mă bucur că v-am cunoscut, că aveți așa familiști în rândul parohiei dumneavoastră. Putem spune că este în familie. Sunt mult mai chiar multe dacă, familie. Da. Să dea Dumnezeu să fie bine pentru toată lumea, să nu judecăm pe nimeni și să luăm lucrurile așa cum ni le lasă Dumnezeu. Poate că aici ar trebui să mai lucreze un pic și sunt multe lucruri care trebuie spuse. Dar noi prezentăm partea, vă rog. Le-aș, dacă tot suntem pe final, i-aș provoca să dea un gând pentru tinerii care se căsătoresc. Un gând scurt. Un gând scurt? Nimic fără Dumnezeu. Cristina? Confirm. Dumnezeu, până la urmă, este iubire. Părinte, vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și putere de muncă. Continuăm colaborarea cu dumneavoastră. Mai aduceți-ne așa, până la urmă, puterea exemplului este cea care poate fi oferită. Noi, televiziunilor mass media, prezentăm lucrurile și bune și rele, până la urmă, asta e realitatea, jungla cu ghilimele de rigoare în care trăim. Nouă oamenilor, pentru că avem conștiință și avem grai, ba, ne revin lucrurile astea și trebuie să noi să rămânem oameni și să... Vă doresc succes! Mulțumim! Să dea Domnul să fie bine, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, eu sunt uimită de acest cuplu. Iarăși o să-mi spună unul din copiii mei că
chiar ești depășită, mamă, nu vezi lucrurile din ziua de astăzi. Lupta dintre generații și hăul creat între părinți și copii. Mă uimesc acești tineri. Care fiecare dată mă îmbrățișez cu drag. Vă doresc multă sănătate și închei până când nu vă spun, aveți grijă de familia dumneavoastră. La revedere! La revedere!